Pe fondul extinderii campaniei de vaccinare din Europa, multe țări și-au redeschis parțial granițele turiștilor străini. În majoritatea acestor locuri, vizitatorii nu sunt nevoiți să stea în carantină înainte să își înceapă vacanța și nu li se cere să fie vaccinați anticovid. Însă, pentru ca toate acestea să se întâmple, și turiștii trebuie să îndeplinească anumite condiții. În Spania se poate intra în baza unui test negativ făcut cu cel mult 72 de ore înainte și după completarea unui formular pe proprie răspundere. În pregătire pentru sezonul turistic, guvernul de la Madrid a ridicat majoritatea restricțiilor de călătorie. Unele zone foarte populare în rândul turiștilor, precum Mallorca, nici nu mai sunt considerate zone cu risc de îmbolnăvire. În Croația vor putea intra fără nicio restricție toate persoanele vaccinate cu un ser recunoscut în Uniunea Europeană. Acces liber vor avea și turiștii care prezintă un test PCR recent sau care dovedesc că s-au vindecat de COVID-19 și că au anticorpi. În acest caz, documentul doveditor trebuie să aibă cel mult șase luni. Grecia se pregătește pentru 14 mai, atunci când va deschide sezonul turistic. Până atunci, autoritățile de la Atena au anulat carantina obligatorie de șapte zile pentru călătorii din Uniunea Europeană, Regatul Unit, Statele Unite, Serbia, Israel și Emiratele Arabe Unite. Vizitatorii trebuie să dețină un certificat de vaccinare sau un test negativ. În Italia, cetățenii Uniunii Europene pot intra liber. Singura condiție este să prezinte și ei un test negativ rapid sau PCR, făcut cu cel mult 48 de ore înainte, și să rămână în carantină timp de 5 zile. La capătul acestei perioade, turiștii trebuie să facă un nou test. În Malta, sezonul turistic se va deschide cu întârziere abia în luna iunie. De atunci, în țară vor putea intra doar turiștii care dețin fie un certificat de vaccinare, fie un test negativ COVID-19. Până luna viitoare, autorității de la Valeta desfășoară un amplu program de vaccinare a populației.